Bun găsit! În prima jumătate a acestui an, peste un sfert de milion de anunțuri pentru locuri de muncă au fost publicate online. Iar, potrivit indexului locurilor de muncă făcut de Olex, cei mai mulți angajatori caută șoferi. Peste 43 de mii de joburi oferite. Piața Forței de Muncă este tot mai tensionată potrivit rapoartelor recente ale Băncii Naționale, iar printre cele mai mari probleme sunt în zona tehnică și profesională. Se vede și aici, după aceste peste 33 de mii de joburi deschise pentru ei în primele șase luni ale anului. Oamenii care lucrează în hoteluri și restaurante, casieri și vânzători, au avut de ales dintre de peste 40.000 de, de oferte împreună pentru aceste categorii. Pentru munca în străinătate apare o scădere de 12% față de anul trecut potrivit raportului, în timp ce numărul anunțurilor pentru bone și menajere a crescut cu 13%. Este foarte interesantă dinamica ofertelor de angajare, aici avem datele pe anul trecut cu roșu și pe anul acesta cu portocaliu, pe primele șase luni. Se vede cum anul acesta numărul anunțurilor online de angajare a crescut mult. Vedeți aici că a ajuns la 47.500 în iunie, cele mai multe anunțuri dintr-o lună, din 2017 încoace, potrivit datelor. Haideți să vedem și cum au reacționat candidații la aceste valuri de anunțuri. Pe domenii, cei mai mulți au aplicat pentru joburi de șoferi și curieri. Peste 1,9 milioane, unde erau, de fapt, și cele mai multe oferte. Deși ofertele de muncă pentru străinătate au fost în scădere, cum spuneam mai devreme, peste un milion de oameni și-au depus CV-uri ca să plece în afară. 71 de candidați pe o angajare, atât de mare a fost concurența. Al treilea domeniu cu mulți candidați este cel al Horeca, urmat de cel al inginerilor și meseriașilor peste 730.000. Lucrătorii comerciali, bonele și lucrătorii în producție adună împreună peste 1,5 milioane de aplicații. Aceste ultime domenii au creșteri de peste 40-50% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit indexului locurilor de muncă OLEX.